Salutare, boșilor! Asta pare a fi o farfurie zburătoare, așa, nu? Dar să știți că stau așa doar ca să... You know? Ce? Cum să vă spun treaba asta pe care urmează să vă spun? Ideea este că am primit acest pachet. Iată-l. Acum, dacă stai să te uiți așa, s-ar putea să fie un așternut. Mi-a trimis maică-mea un așternut, ceva, i-a plăcut ei ceva cu ursuleț și mi l-a trimis. Și aici are un marsupiu cutia și în marsupiu ăsta sunt niște foi. E. Pe foile astea scrie așa: 46 de USD valoare la 4,07 lei, ca să știți cum stăm cu dolarul. Ați înțeles până aici, da? Mai departe, mai avem... Aici scrie în englezește, e un pic mai greu. Fii atent că e butonul de la YouTube. Băi, atenție aici. Butonul de la YouTube trimis de cine? Că scrie aici shipper. Și shipper nu e ăla cu oile, ce știți voi. E shipper ăsta care a trimis. Că pe vasul de ship. John Voight. Nu John Voight, tata lui Angelina Jolie, nebunilor. Cinefililor care sunteți. John Voight, dea Dumnezeu sănătate, trăiască familia ta, să mergi în Grecia în vacanță cu ea. Și acum trecem direct la... Pentru asta gândiți-vă că sunt un chirurg și am nevoie de un asistent. Cuțit. Mulțumesc frumos. Mamă, dar mi-ai adus-o omor cutia asta, e chiar o... E o mini sabie. Zici că este sabia lui... Cine mai e mic, mă, la noi și la modă? Boc? Mai e mic și la modă? Mai e mic, dar nu mai e la modă. Zamolxes? Sabia lui Xa... Bă, mă lua cu Excalibur și cu din ăștia. Nebunule, că tu ai și citit mult. Cine e, mă, mic la noi și la modă? În afară de mine. A? Am vrut să fac chestia asta alături de voi cu butonul și o să vă zic și de ce. Când am făcut 100 de... Cred că aș putea să nu mai trag muci, nu? Când... Sunt puțin răcit și mă scuzați. Voi ați fost cumva ceva mai... nu știu dacă mai încânt... Da, poate că ați fost mai încântați decât mine de faptul că am atins 100.000 de abonați și că urmează să vină buton. Nu știu de ce n-am fost neapărat super nerăbdător în legătură cu butonul ăsta. Poate și pentru că întotdeauna mi s-a părut hei, departe, până vine mie butonul. Dar faptul că v-am văzut pe voi atât de ai făcut 100.000, felicitări, bravo, la, chiar m-a făcut să mă simt bine chestia asta și apreciat cumva și vă mulțumesc foarte mult și vorbesc foarte serios. Nici nu m-am gândit foarte mult la numărul de abonați, de... Nu știu dacă e vorba că m-am mulțumit cu puțin sau că... Pur și simplu mi-a plăcut mereu ce am făcut și atunci nu am mai contat foarte mult chestiile astea pentru mine, vizualizări, la. Lucrurile au venit de la sine, așa cred, la un moment dat. Acum am 100 și ceva de mii, s-au mai strâns de când s-a făcut. Ce drăguț! Sunt vreo 106.000. Mamă, deci trebuie să vedeți și voi. Hai să vedeți cum am văzut eu. Uite-l, vezi pe YouTube mic acolo? Ha! Ța! Bucuria copilului! Lasă-l încolo de buton! Avem din asta de troznit! Dă-l naibii de buton! Ia! Copilăria mea! Într-un plastic! Bă, nu râdeți, bă, că pe vremea mea n-aveai, bă, cu ce să te joci! Astea, când dădeai de din astea... Satul de vacanță era, ești nebun! Cum se numește? Disneyland erau astea, mă, pe vremea mea! Când primeam ceva. Oh, Doamne, Dumnezeule. Nimic nu știți, bă. Mergem mai departe. O să te rog frumos să băgăm o muzică dramatică pe partea asta, da? Sarsa? Nu, că trebuie să fie și Sarsa la acest moment. Sarsa? Unde e ăla? O să vină Sarsa-ile la pâs. Foarte cu minte e băiatul, cum îl vedeți în clipuri, să știți că nu e drogat, nu e bătut, nu nimic, așa e el. Mai bagă niște muzică de aia dramatică, dar repede, așa. Vreo 5 secunde doar am nevoie, te rog.
Uite, bă, la cameră. Acolo. Gata, ok. Este super încântat asta. Ia uite, tati, ce e aici. Ia, da, ia. Avem o scrisorică întâi. Întâi citim scrisorica. Baftă. You've just done something very few YouTube creators accomplish. We know numbers on YouTube can get really big, but we hope you don't lose sight of the reality behind that six-digit milestone. Adică să rămân cu picioarele pe pământ. Ai văzut cum a zis? Ce frumos! Băgați la cap! Each and every person who has subscribed to your channel was touched by what you did. They were inspired or challenged or entertained. You made it to this milestone with hard work and chances are a healthy sense of humor. A million subscribers may seem a long way off right now, but you're closer than you think. Nu știu ce să zic. And we're rooting for you. Congratulations, sincerely, Susan. Drăguț. Mergem mai departe. Așa puțin mi-ai dat? Asta e, tat. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor mei, părinților, lui Gugu, tuturor celor care au crezut în mine. Uite cât de frumos. Ia-te, mă, Gugu. Ce? A, Lucia. Bravo. Ia uite-l, mă, pe butonul de argint. Foarte drăguț. Și vi se datorează și vă mulțumesc. Nu știu ce să vă mai zic. E frumos, mă. Da. Ce vreau să mai spun e că în calitatea mea de vlogger așa n-am reușit să am să leg o relație cu voi și pe subiecte din astea în afara poliției muzicii sau celelalte formate, Coțofan Test și ce am mai făcut eu pe YouTube. Practic n-am apucat să fac foarte mult vlogging din ăla ca la carte. De exemplu, Q&A. N-am făcut niciodată un Q&A. Așa că mă gândeam ca să vă mulțumesc cumva și să ne împrietenim și mai tare, să facem un Q&A. Puteți să-mi lăsați întrebările voastre într-un comentariu, da, la clipul ăsta. Stați flexați, stați atenți că o să vină și niște campanii cu niște premii tari. Urmăriți în continuare și o să vedeți despre ce e vorba. Deci facem Q&A, da? Întrebările voastre, le aștept. Mersi, bă, sunteți pupați! Mersi mult! Ca și cum sunt plictisit dacă încolo s-a închis.